poate chiar IMAS fi una dintre agențiile de sociologice care să ne ofere un tablou or așteptărilor moldovenilor față de asemenea produse. Pentru că noi nu știm care este cererea pentru asemenea oferte. Sau eu, când am adus calendarul, spuneam că personal consider că acest calendar deja simulează pe așteptările a vreo 10% din populația Republicii Moldova. Oamenii așteaptă asemenea produse, doar că ele nu erau sau nu erau suficient de mult promovate. Și în ce măsură apariția unor astfel de produse va lărgi procentajul acesta de la 10%, presupus 10%, da, la 20% sau poate la 30%, pentru că asta este, într-adevăr, menirea acestui calendar să stimuleze interesul pentru știință și să stimuleze apariția unor noi categorii sociale care să dorească să fie mai aproape de cercetarea științifică, să reducă din hiatusul sau din prăpastia cei despre care vorbea mai devreme Alexandru.